cât de mult Robert, Bănel, Vivi, cât de mult va conta dacă pleacă Florinel Coman? La momentul ăsta, dacă Coman va pleca mâine, gândiți-vă cum a fost Craiova fără Mitriță. Dar atât. De două. Robert, cât mult, de mult? Mult, ar fi o pierdere. Ar fi o pierdere, dar în același timp trebuie înțeles și Coman e în cel mai bun sezon al carierei. E apt din punct de vedere fizic. Arată bine. Dacă mai vine o confirmare și la Euro, ar fi păcat. Cred că ar fi o șansă unică pentru Coman să plece la un anumit nivel. Oferte va mai avea. Dar în momentul de față cred că Coman nu poate fi înlocuit în garnitura de bază a FCSB-ului. Nu e la fel de important în angrenajul echipei cum este Mitriță la Craiova și datorită faptului că la FCSB mai ai niște jucători de valoare pe lângă Coman care pot în anumite momente ale jocului să facă diferența. Dar și în vestiar și pe teren vor pierde și un executant de faze fixe, cred că e o pierdere foarte mare. Da, eu stăteam și mă gândeam că uite, Coman face diferența și când joacă prost. N-a făcut un meci foarte bun, dar este decisiv. A dat golul ăla din lovitură liberă, bine, cu ajutorul portarului și a centrat la autogolul lui Vlădoiu. Mitriță la Craiova, când joacă slab, și echipa se duce. Deci la FCSB sunt și alți jucători care pot ajuta pe Coman, dar totuși Coman este jucătorul care face diferența. Și e foarte greu să plece acum. Dacă Gigi Becali se gândește pentru o echipă, uite, se face eforturi de a ajunge în grupele să Champions. Trebuie să nu-l pierdă pe Coman. Trebuie să-i facă în așa fel un pachet, să spune, domnule, după ce terminăm cu cupele europene, poți nu să pleci. Poate să-i scadă și cota. Poate să-i scadă și acea clauză. Poate să se înțeleagă să-i scadă acea clauză de a-i face. Dar fără Coman... E ca și cum acum echipa e fără Coman și cauți pentru Champions League un jucător de valoare lui Coman. Deci trebuie să dai 5 milioane, nu? Încearcă să-l păstrezi, dar e foarte greu. Câștigi campionatul, jucă campionatul european, e șansa unică în care tu să câștigi foarte mult. Dar noi ne referăm aici la FCSB. Dacă FCSB vrea să ajungă într-o grupă europeană, într-o grupă, că va fi Champions League, Europa League. Dar nu-ți garantează nimeni cu Coman că ajunge acolo. Șansele de a ajunge sunt fără Coman sunt un pic mai mari. Fără Coman sunt mici. Da. Sunt destul de mici pentru că trebuie să aduci un jucător care să facă diferența. Otele joacă stânga, nu? Da. Da. Nu? Dar vezi că știi ce mă uitam? Nu, Otele, Vivi, nu joacă stânga. Adică postul lui Florinel. Adică, uite, vrei, cere Nunțul Varga 6 milioane pe un an. Mă, dacă când a fost la UTA, deci nu l-ai văzut când era la UTA? Și îți dai 1 milion sau cât a dat. Da. Dai 6 milioane. Dar știi ce am văzut la Gigi Becali? N-am mai zis nimic de Ștefănescu. Deci nu, cere, au zis cei de la Sepci, au zis că nu. Crezi că la Sepci, dacă le duce 2 milioane de euro, uite. Da, apropo, că mi-am adus aminte. Fii atent aici. Da? Păi, dar ce a fost, mă, declarația lui Florinel de aseară? Are dreptate. Bă, a fost ironic? Nu. Eu am crezut că face glume. Are dreptate. Nu. Are dreptate. Vă spun sincer. A făcut un meci slab. Slab. Gândiți-vă câte meci, câte le-a luat Vlădoiu. Fără agresivitate. Orice, 1-1 i-l-a pierdut toate mingile. Da, da, da. 1-1 i-l-a pierdut toate mingile aproape. În afară de... Vlădoiu are viteză bună. Poftim? Vlădoiu are viteză bună. Da, i-a recuperat toate și l-a ghicit. Da. Gândiți-vă când a scăpat pe 16 metri. Vine și a venit din spate, spate și bagă al mecare. A nebunit atunci. Dacă ați văzut la 2-0, aici pe televizor, Florinel se plimba pe teren. Nu făcea Florinel e sincer cu el. Repriza a doua a făcut fază defensivă. Prima repriză n-a făcut. După ce a dat golul de 2-0. Se enervase că nu ieșea nimic, nu putea să-l dribleze. Încă o dovadă de maturitate. Vezi ce înseamnă să nici Olaru să nu fie lângă el, să nu fie într-o formă bună. Aia spun și referitor la ce se întâmplă la Rapid. Până în decembrie are și Bergodi dreptate. Bă, nu l-am pe Rahmani, nu l-am pe Emers, nu l-am pe Petrila. Bă, trei jucători care în momentul ăla erau cei mai buni. Păi scoate-i și acum, uite că e campionatul câștigat. Scoate-mă și tu un meci, 2-3, scoate-l pe Târnovanu din poartă, scoate-l pe Olaru și scoate-l pe Coman. Să vezi cum survolezi perioada. E greu. Aia spun că... Poate, nu știu, deranjează asta
continuitatea asta la Rapid sau toată lumea zice, domne, să plece Bergodi. A trecut și prin momente grele cu echipa și a dus-o acolo. O duce la un moment dat aproape de FCSB. După aceea bine, nu se aștepta nimeni să încep cu 3 înfrângeri în play-off. Nu, și atenție, aveai un procentaj în campionatul regular, aveai un procentaj de 90% puncte câștigate cu echipele din play-off. Și acum vii și de 3 meciuri ai 0 puncte. Și cum? Asta e, și cum, da, vorba ta, și cum. Singura șansă să mai pierdă FCSB-ul că mă după cele două etape, în returul play-off-ului, să înjumătățească din nou. Să nu joace. Să înjumătățească din nou punctele. Iar să înjumătățească punctele după primele. Da.